Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, noi încercăm să vă ținem la curent cu cele mai importante evenimente care au loc în societatea noastră. Cunoașteți că pe parcursul zilei de ieri a avut de suferit un bloc de locuit cu 9 etaje din orașul Otaci. Despre consecințele acestui fenomen și despre poziția autorităților care trebuiau să intervină, vom încerca să discutăm în cadrul emisiunii de astăzi Reflector Analitic împreună cu Valeriu Lupașcu, arhitect. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și cu Alexandru Odințov, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic! Bună seara! Domnule Lupașcu, haideți să începem această emisiune prin o întrebare firească. Iată, primarul de acolo se arăta pe de o parte nedumerit de ceea ce s-a întâmplat, pe de altă parte nu găsea explicația pentru că acest bloc are practic 26-27 de ani, în timp ce experții atunci când construiesc un bloc de locuit ne asigură că el ar trebui să dureze măcar 50-70 de ani. Înseamnă la prima impresie că s-au creat anumite erori la construcție sau a avut loc de suferită, așa cum o să discutăm un pic mai târziu, din cauza apelor fluviale sau altor factori? Vă rog. Eu cred că aici sunt mai multe considerente și în primul rând, evident că terenul poate nu era cel mai favorabil și s-au făcut greșeli în perioada proiectării. În al doilea rând, calitatea construcției probabil tot nu corespunde cerințelor. În al treilea rând, și apele pluviale. S-a vorbit că subsolul era plin cu apă. Și evident, când se adună atâta apă, terenul se așează. Și asta tot a fost o pagubă, după mine, care tot a provocat acest gen. Și a patra poziție, cred eu, a fost posibil, nu știu 100%, nu sunt sigur, dar mie îmi pare că toate reparațiile care se fac într-așa fel de clădiri pot să dăuneze clădirea în întregime. Că oamenii nu prea dau seama că ei nu sunt casă pe pământ, dar astea sunt apartamente într-un bloc și unele pereți portanți puteau să fie undeva scoși chiar. Dar se vehiculează asta... acest lucru, că unii pereți au fost modificați. Iată, vedeți? Și această poziție tot la fel putea să dăuneze construcții. Adică eu cred că deja concluzia finală a să fie după expertizarea construcției, ce a rămas, evident, dar cred eu și blocul care încă s-a păstrat, el a să fie demolat, cred eu, că nu poate să fie el 100% garantat că el va sta mai mult timp sau mai multe perioade de timp, înțelegeți? Eu cred că și acest fapt trebuie să fie analizat și blocul care s-a păstrat. Spuneți-mi, vă rog, bănuiesc că aceste fisuri nu sunt de ieri de astăzi. De ce nu au reacționat cei din această casă, din acest bloc? Pe de altă parte, administrația publică locală, la balanța căreia este. Da, într-adevăr, asta e o minune că au dovedit să scape fără jertfe umane și vecinii sau locatarii singuri au observat fisurile astea și în perioada de 20-30 de minute au fost evacuate toate persoanele, toți locatarii din scara respectivă. Eu cred că și organele locale trebuie să observe faptul ăsta și inspectarea trebuie să fie făcută. Și după acest eveniment, evident că acum și asociațiile și inspecțiile trebuie să verifice, cum și a zis președintele țării, să verifice toate blocurile locative. Trebuie să vedem că asta e, într-adevăr, în 94 clădirea aceasta a fost dată în exploatare.
Vă dați seama, asta a trecut vreo 25 de ani și gata, s-a pierdut o clădire întreagă. Eu cred că factorul acesta a să ne dea multe lecții. Multe lecții, dar noi trebuie să facem ceea că lecțiile este trebuie să le învățăm foarte bine și după asta să facem concluzii. Domnul Pașcu, o întrebare de concretizare. Iată, după acest incident nefast, ar trebui să ajungem la concluzia că asemenea blocuri nu mai există în Republica Moldova sau e o constatare destul de pripită? Eu cred că e pripită. Că totuși noi trebuie să inspectăm în primul rând, să vedem în ce stare se află blocurile și după aceea să facem concluziile. Că într-adevăr, după inspectare vom vedea. Iată, vedeți aici, taman, la imagine, acoperișul clădirii stă în aer. Încă în ziua de azi. Și asta tot e pericol foarte mare pentru locatari și pentru publicul care se află alături. Vedeți, iată, el stă în aer și el poate să prăbușească în orice moment. Da. Domnule Odențov, iată, vreau să aflu de la dumneavoastră care este starea de lucruri în municipiul Chișinău. Dumneavoastră, în calitate de consilier în Consiliul Municipal Chișinău, știu că ați luptat și continuați să luptați cu ceea ce se numesc construcții ilegale și cu a preveni, de fapt, aceste construcții ilegale. Există riscul, ferita sfântul, ca să avem stări de lucruri similare și în Chișinău? Îl întrebam pe domnul arhitect dacă am putea face concluzia sau cel puțin să ne calmăm noi înșine că nu avem clădiri în situații similare. Eu cer scuze în primă să vorbesc în Bărusă. Da, vă rog. Но в эту проблему она значительно шире. Давайте говорить не только о незаконном строительстве, а говорить первое. Каждый дом имеет технический паспорт и есть срок эксплуатации. Да. Срок эксплуатации рассчитан, ну, господин Лупашко, он знает значительно лучше, он специалист в этой области, исходя из циклов заморозки, расширения. Ну, мы знаем, при холоде сжимается, при тепле расширяется, и любой бетон, железо, оно происходит таким образом. И ничто не вечно под этой луной. Каждый дом имеет срок эксплуатации. У нас некоторые дома прошли уже срок эксплуатации. Срок эксплуатации назначается, исходя из того, что регулярно будет проводиться текущий ремонт и регулярно будет проводиться капитальный ремонт. Покажите мне хоть одно здание, за исключением, ну, и так как я живу на телецентре Лех Качинский 6/1, там, где дали польское посольство, польское правительство выделило деньги в связи с тем, что имени Леха Качинского назвали именно улицу, у нас ни одного дома капитально не было отремонтировано. Таким образом нарушается цикл, и цикл уже не 50 лет, как по паспорту предусмотрено это здание, оно значительно не снижается. И у нас есть угроза обрушения, либо разрушения частичных, либо полностью множества зданий. И этим никто не занимается. Я хочу сказать так, у нас в мэрии муниципии Кишинева у нас нет специалистов, которые способны определить техническое состояние этого здания. Да, у нас есть Главное управление архитектуры, у нас есть департамент авторизации дисциплины в конструкции, но у нас нет необходимой техники ультразвуковых сканеров и других специальных аппаратов для того, чтобы проверять это технически. Этим должно заниматься не мэрия. Нельзя доверять местным советам, мэриям, особенно на периферии, в Атаках, в Бельцах, в Бендерах или в Камрате, которые недостаточно специализированы. Это должны заниматься такие специальные институты, как Инчерком, такие специальные институты, как Государственная инспекция в строительстве. Абсолютно. Там, где абсолютные профессионалы, то есть профессионалы, которые учились именно по эту специальность, они знают состояние бетона, состояние арок, состояние опорных покрытий, состояние фундамента. Они способны определить. Но они это должны делать на регулярной основе. Раз в год, раз в три года должны определять техническое состояние здания, особенно старых зданий. И тогда мы будем иметь классификацию всех зданий. Нуждается здание в ремонте или не нуждается? Сейчас задайте вопрос исполняющей обязанности примара, либо даже опытному вице-примару Грозаву, сколько зданий не нуждается в капитальном ремонте, он вам не сможет ответить, потому что просто не производится такое изучение. Следующий момент. У нас есть целый ряд зданий, которые... как минимум визуально имеют повреждения. Ну, мы помним, после землетрясения 89 года, 91 года, это пострадали три свечки, посередине свечка на Миорице, на телецентре, пострадала на бывшем бульваре Советской Армии, сейчас улица Троян, девятиэтажка, пострадала еще несколько зданий многоэтажных, которые пострадали. Были произведены определенные укрепительные процедуры для того, чтобы здание стояло и служило.
так после этого ничего не делается. Поддерживаются ли вот эти сооружения, которые укрепили это здание? Мы не знаем. Я знаю четко, на Кале Ешлор 16-1, это 16-этажное здание, последнее 16-е здание перед Скулянским озером, к нам обращались жители, и мы когда подъезжали, абсолютно видимые трещины толщиной с ладонь, я не знаю, это несущая стена или несущая, я не являюсь Конечно. Специалистом в этом области, несущая. Но я вижу трещину, и я задаю господину Грызау вопрос, ребята, а вы проведите экспертизу этого здания, у нас нету денег. Да. Это был, простите, 17-й год, конец 17-го года. Мы говорим, давайте мы вложим деньги, заложим, попросили, до сих пор ничего не сделано. Знаете, вот при таком бесхозяйственности, при таком плевательстве на жителей, у нас будут, к сожалению, случаться несчастные случаи, пока всерьез не взяться за эту проблему. Domnule Pașcu, vreau să rămânem în albi a ceea ce spunea domnul consilier. De ce? Pe de o parte, nu știu, indiferență, pe de altă parte și lipsă de profesionalism ar putea fi aici, pentru că bănuiesc că s-ar putea cel puțin face expertiza acestor blocuri. Evident, noi avem și direcția de expertizare care se află la Ministerul Construcțiilor, avem și inspecție de stat în construcții, care acum se numește inspecție tehnică, dar da. Nu importă cum se numește, principalul că ea are posibilități de acest gen. Și cum și-a zis și domnul Odințov, este așa o instituție în Cercom, care are și laborator și are toate echipamentele care au posibilități, numai trebuie să fie implicați oamenii aceștia, trebuie să fie direcționați în domeniul respectiv. Dar ce înseamnă că, iată, dați-mi bani și pe urmă nu pot folosi banii ăștia? Și nu se face expertizarea respectivă. Iată, timp de 30 de ani, practic, există blocuri care nu au fost reparate capital și nici făcute o expertiză. Prin esență am putea ajunge la gândul că ele reprezintă un pericol? Nu, în primul rând, noi trebuie să facem analiză vizuală. Da. Și dacă, iată cum și spune de diferite exemple, dacă da. Sunt așa fisuri, cu așa seriozități, noi trebuie să dăm expertiza tehnică după asta. Evident că numai decât trebuie să fie, dar dacă vizual noi nu vedem nici fisuri, nici fel de modificări în structură și rezistența clădirii, atunci, cum spune, facem altă dată, peste 2-3 ani de zile, iarăși o inspecție, dar fără inspectare vizuală, nu poate fi inspectare tehnică. Dar aceste blocuri care nu corespund, ar trebui să fie demolate? Scurt, că avem un apel telefonic și după aceea revenim. Mă rog. Cele clădiri care sunt nu corespund legii, adică da. Sunt construite fără autorizație, fără... Legea spune că da, ele trebuie să fie demolate. Da. În legătură telefonică cu noi este Irina Lozovan, consilier raional PSRM Ocnița. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Stimată doamnă, vreau să vă întreb despre ceea ce s-a întâmplat pe parcursul serii de ieri la Otaci și vreau să ne spuneți dacă administrația publică locală cunoștea despre gravitatea problemei și despre fisurile care ar fi existat la această clădire cu 9 etaje. Vă rog. Да, добрый вечер всем. Да. В первую очередь я хочу поприветствовать тех, кто нас слушает сегодня. Значит, что касается вчерашнего происшествия. Вчера примерно в 21:35 вечера произошло обрушение жилого здания девятиэтажного в городе Атаки по улице Пристине 53, в результате чего остались без крыши над головой 36 семей. Это трагедия. Действительно, потому что в этих семьях растут дети, и это ужасно, остаться без крова. Значит, люди, жильцы данного блока были эвакуированы в срочном порядке до обрушения данного здания. На сегодняшний момент они расселены. Многие у родственников, некоторые в лицее города Атаки, обеспечены водой, всем необходимым, средствами гигиены и так далее. Значит, что касается на сегодняшний момент ситуации, то
ситуация остается сложной, но под контролем, так как остальная часть здания все-таки аварийная. Специальные службы, мы выражаем огромную благодарность за их оперативную работу. Здесь было много представителей различных служб, это и Салватории, и специальный отдел Бесторог прибыли вовремя, молодцы, полиция района Окники среагировала вовремя, провели эвакуацию. Браво им и огромное спасибо за оперативную работу. Доамна Лозован, спунеți-mi, vă rog, în Otaci mai există blocuri cu fisuri similare? Да, 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 да. Завтра будет создана комиссия, которая будет проводить специальную строительно-инженерную экспертизу и выскажется по каждому отдельному зданию отдельно. Но в первую очередь, конечно, это будут социальные объекты. Это лицеи, школы, детские сады и потом уже жилые помещения. Spuneți-mi, vă rog, persoanele care au fost evacuate, li se vor oferi în loc alte spații locative? Значит, у нас сегодня был президент Республики Молдовы, он прибыл на место происшествия и высказал такую позицию, что правительство Республики Молдова выделит средства для помощи пострадавшим семьям. И дальше уже семьи будут определяться, будут они покупать новое жилье, квартиры, может быть, частные дома, может быть, что-то другое. То есть жильцы сами определятся. Ultima întrebare în cadrul acestui apel telefonic. Spuneți-mi, vă rog, primăria din localitate, știind despre această stare de lucruri, ce a întreprins până a avea acest incident? Значит, primăria начала действия свои с понедельника. С понедельника уже здесь на месте происшествия была комиссия создана. Она прошла по зданию, но таких существенных изменений в структуре здания не заметили на понедельник. Но уже в день происшествия, значит, ситуация развивалась очень быстро, и за час, за полтора часа до обрушения люди были эвакуированы. Am o întrebare de concretizare. În media se vehiculează că în subsolul acestui bloc exista apă și unii pereți din interior ar fi fost modificați. Asta ar fi condus la starea de lucruri. E adevărat sau nu? Вы знаете, я не являюсь экспертом или специалистом, да. И я бы все-таки оставила бы данный вопрос на рассмотрение тех людей, которые профессионалы в своей работе. Я не могу вам сказать, что привело к разрушению, к обрушению этого здания. Но да, здесь были перестроены квартиры, были здесь разные моменты. Возможно, и дожди, которые прошли недавно в Молдове, тоже повлияли. Разные, может быть, разные. Da, vă mulțumesc, doamna Lozovanu, pentru aceste explicații pe care ni le-ați oferit. Vă așteptăm și în cadrul studioului nostru Reflector Analitic. Revin la discuție. Domnule Lozovan, vreau să terminăm ceea ce discutam un pic mai devreme și vreau să ne spuneți, e atât de simplu a schimba un perete într-un bloc de locuit după bunul meu plac? Da. Lozovan, nu spus. Da, domnul Pașcu, cer scuze, da. Da. Deci, ce încă mai concret, dacă se poate... E ușor a schimba un perete din cadrul apartamentului după bunul plac? Nu, vedeți că așa ceva nu se permite, în primul rând. Asta trebuie să faci modificarea în proiect, trebuie să faci, să primești certificatul de urbanism, pe urmă autorizația tot de construcție. Dar vedeți că în blocurile este locative, se fac reparații... cum spune, stihinice și haotice. Adică ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă eu primesc apartamentul acesta, eu vreau să schimb ceva, eu fac pe placul meu. Eu vreau să vă zic și altceva, că iată știu și unele exemple cu păreri de rău de la designeri chiar, da, care fac modificări în apartamente, nicătând la ce că sunt pereți portanți, ei demolează și peretele portante sau atinge pe dânsul. Asta nu se permite. Și în sfârșit vreau să zic că dacă noi acum nu facem concluziile serioase, într-adevăr poate să repete așa fel de tragedie.
Da. Stimați telespectatori, după câte v-ați obișnuit, suntem și pe rețelele de socializare. Aveți posibilitatea să ne acordați întrebările și pe pagina de Facebook a postului nostru de televiziune, Accent TV. Domnule consilier, avem o întrebare din partea unui telespectator care ne întreabă, citez, jecurile până mai ieri strângeau bani, dar nu se face nimic. Uitați-vă în toate casele sovietice, nu s-a făcut nicio reparație, dar bani colectau pentru întreținerea blocului. Probabil telespectatorul se întreabă unde erau cheltuiți acești bani și despre o anumită transparență. Видите, с вопрос с ЖЭКами, с капитальным и текущим ремонтом домов, это огромнейшая проблема в муниципе. И ну, предыдущая власть, либерально-демократическая, скажем так, они решили поступить по-простому. Переложить всю ответственность, в том числе финансовую, на самих жителей. И вот для этого был разработан закон о кондоминиуме, который, слава богу, президент вник в суть этого закона и отказался его промульгировать. Уважаемые жители, я хочу напомнить, с каждого жителя, с одного квадратного метра жилой площади собирается один лейк за квадратный метр. В среднем, если это квартира 50 квадратных метров, в районе 50 лей выходит. Эта сумма делится на несколько, должна была делиться, и в советское время именно так и происходило. Часть денег уходила на текущее обслуживание этого дома, это уборка мусора и так далее. Раз в год должен был производить текущий ремонт, подкрасить, подштукатурить и так далее. И раз в 10 лет по нормативу должен был производиться капитальный ремонт. У каждого здания был отдельный счет, и вот на этот счет накапливались деньги. И во всех странах, государствах мира так и происходит. У нас же либеральный недомэр Киртуака, как я его называю, он за 10 лет до мэра так и не дорос, они поступили по-другому. Не желая грамотно перераспределять денежные средства, они просто образовали огромный долг, почти 670 миллионов леев перед термоэлектрикой. В результате термоэлектрика наложила арест на все ЖЭКи. И вот этот один лей, который сейчас мы до сих пор платим за обслуживание здания, он не идет на обслуживание здания. Этот один лей идет на погашение долга и процентов по долгу перед термоэлектрикой. Таким образом, с нас деньги собирают, но эти деньги идут на погашение долга и процентов и зарплату администраторам ЖЭКов, которые назначают не мы, управление ЖКХ, то есть представительство муниципия, а назначает термоэлектрика. И вопрос, что с этим делать, это огромная проблема. Те жители, которые решили организовать ассоциацию или кондоминиум, ну, разумеется, они взяли на себя ответственность дальше обслуживания этого здания. И мы, муниципи, согласно законодательству, можем вмешиваться только в случаях чрезвычайных ситуаций. Ну, не дай бог, там, обрушений, аварии или что-то, когда жители не могут сами решиться с этим проблемой. Вот. А так, это большая проблема. Vreau să vă întreb, spuneți-mi, rog, iată, colegii noștri din media prezentau, cred că acum 2 ani, cazul dintr-un sat din raionul Cantemir, unde locatarii trăiau practic ca, nu știu, într-o stare de asediu. În aceste apartamente se crăpau lemne, erau improvizate tot felul de sobe artificiale pentru a se încălzi. Desigur că ajungem să discutăm și despre un alt aspect, nu doar de cel tehnic de construcție, ci din indiferența unor locatari care, volens, nolens, conduc la crearea unei stări de lucruri alarmante. Da, într-adevăr, vedeți că noi încă nu suntem obișnuiți la ce, că dacă ai observat ceva la vecin, să telefonezi, să alertezi, dar pe cum? Că asta a să dea posibilitatea să stopăm acest proces. Că, într-adevăr, noi nu putem să știm, adică nu noi, dar chiar și inspectorii și organele publice locale, nu pot ști ce face acolo în apartamentul respectiv, sobe sau face încă reparații sau scoate sau diferite poziții. Deci aici trebuie să fie alertă de la vecini. Trebuie să informeze că, într-adevăr, acolo așa este practica și mondială. Că vecinul, dacă el trăiește în bloc, el trebuie să supravegheze acest bloc. El trebuie să bată alarmă dacă ceva se observă care nu corespunde normelor sau nu corespunde cerințelor a acestei case. Spuneați ceva mai devreme, avem și o inspecție tehnică. Da. Ce se ocupă ea sau cu ce ar trebui să se ocupe ea și cât de omniprezentă în societate ar trebui să fie?
Inspecția tehnică, ea în linii generale, acum de ce s-a schimbat denumirea ei? În linii generale, ea a adunat mai multe persoane, dar eu vorbesc de compartimentul inspecție în construcții. Da. Acele persoane care, într-adevăr, trebuie să intre și intră în procesul de construire a blocurilor, adică ei inspectează chestiile astea. Evident că acum așa s-a schimbat legislația în non-favoarea inspecției de stat în construcții, că rolul lor mi se pare că s-a micșorat, dar vedem că este necesar de a porni acest proces din nou, așa la nivelul cel care cândva a fost. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că inspecția de stat în construcții trebuie să existe și trebuie să supravegheze toate construcțiile. Și asta este organul unic care dă posibilitatea sau non-posibilitatea de a construi aceste obiective. Atunci, după părerea mea, a se dispară și construcțiile, nu dacă nu 100%, dar a să fie micșorate procesul de construcții neautorizate. În legătură telefonică directă cu noi este Victor Toporeț, doctor conferențiar universitar, ex-decan, pe care îl salut. Bună seara, domnule Toporeț! Bună seara! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre starea de lucruri de la OTACI în legătură cu ceea ce s-a întâmplat pe parcursul zilei de ieri cu blocul de 9 etaje. Vreau să începem de la aspectul legislativ. Iată, aici în studio a fost pomenit și acest aspect. Cât de bine stăm la acest capitol și cum este permis sau cum se întâmplă faptul că uneori mai sunt cazuri când construcțiile nu corespund tuturor normelor prevăzute de legislație. Avem un vacuum legislativ la acest capitol? Dacă să vorbim despre vacuum, aș menționa că Moldova, de fapt, este una din fostele republici ex-sovietice, la care aspectul privind calitatea lucrărilor de construcție, montaj, sub aspectul controlului acestora, da, cât și aspectul legislativ, a fost cel mai bine promovat. Mă refer, în primul rând, la legea calității în construcții implementată în sistemul domeniul respectiv în 1996, mă refer la legea calității. Deci este o lege organică, amplă, care cuprinde toate aspectele ce țin de domeniul construcției, începând de la proiectare, implementare și post-utilizare a construcțiilor. Dar cum se întâmplă faptul că, iată, avem asemenea cazuri? Pentru că, până la urmă, trebuie să existe și un control al calității. Este realizat la modul practic? Deci, la moment, cert, controlul asupra calității lucrărilor de construcție, montaj, în contextul asigurării siguranței în exploatare, rigidității construcțiilor și toate aspectele ce țin de asigurarea confortului, siguranței clădirii, edificiului, etc., este asigurat. Dacă ne referim la clădirea în cauză, a fost edificată în, dacă nu mă înșel, în 1992, deci în acea perioadă când aspectele ce țin de legea calității nu erau încă implementate, atunci era fostul Gosnadzor, nu erau acele pârghii care ar putea să verifice, să controleze calitatea lucrărilor, corespunderea proiectului de execuție, etc. Domnule Toporeț, dar 27 de ani este prea puțin pentru durata de viață a unui bloc. E așa? Pentru un bloc locativ care este proiectat cel puțin pentru 100-150 de ani, este prea puțin. Ceea ce s-a întâmplat este cert neglijența, cred că, în primul rând, la executare, fiindcă proiectele în acea perioadă totuși erau elaborate de instituțiile de stat de proiectare și presupun că au fost elaborate ținând cont de toate normativele existente în acea perioadă. Ceea ce s-a întâmplat, mă repet încă o dată, este o urmare a
necorespunderii lucrărilor de execuție cu prevederile reflectate în proiectul de execuție. Spuneți-mi, vă rog, nu putea clădirea în Otaci, unde zona seismică este de 6 grade, să suporte acel impact care deja îl cunoaștem toți. Domnule Toporeț, eu cred că cei care ne vizionează la această oră se întreabă un lucru simplu. Cine ar trebui să răspundă pentru această stare de lucruri? Știți, în lista celor actorii care participă la edificarea unei construcții, de regulă, primii vinoveți în listă sunt diriginții de șantier, cei care s-au ocupat nemijlocit cu construcția, edificarea. Fiindcă ei sunt acele persoane care implementează proiectul. Următorul este responsabilul tehnic, cel care vine din partea investorului sau beneficiarului, care urmează să verifice dacă dirigintele de șantier a respectat corectitudinea soluției de proiect și a implementat în practică, a materializat cele reflectate în proiect. Și în cazul în care acești doi actori nu au vină, se constată că au fost edificate construcțiile în corespundere cu proiectul, înseamnă că următorul în lista vinovăților urmează fi proiectantul. Domnul Toporeț, la obiectul respectiv, nu cred că proiectanții au avut vină, fiindcă deci totuși în acea perioadă instituțiile de proiectare aveau pârghii de sale de verificare. Eu vreau un răspuns scurt la următoarea întrebare a mea. Iată, avem și o instituție care se ocupă de supravegherea stării din punct de vedere tehnic. E vorba de inspecția tehnică. Din experiența de serviciu pe care o aveți dumneavoastră, cunoașteți cazuri în care au fost demolate blocurile pentru că nu au corespuns din punct de vedere tehnic? Nu cunosc. Dar cer că sunt. Da, eu vă mulțumesc frumos pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept și în studioul nostru. Domnule consilier, vreau să meditem asupra celor care... Единственное здание, которое было снесено за последние, как минимум 4 года, сколько я являюсь канцлером с 15-го года, это трехэтажное здание возле Дома культуры и профсоюзов, только потому что оно мешало строительству нового гипермаркета, который собираются там строить. В течение 2 недель было сделано решение суда. Госстроинспекция здесь работала на удивление очень оперативно. Судебный исполнитель, это здание было снесено. Других зданий, не считая мелких пристроек, построек и так далее, снесено не было. Domnul Dințov, avem o întrebare din partea unui telespectator, probabil către dumneavoastră se adresează. Mai am o întrebare de la Buiucani, Flacăra, casă cu 16 etaje. Câțiva ani în urmă, după un cutremur, se observă o fisură mai mare. Acolo cred că trebuie să fie trimisă o comisie. Eu sunt locuitor din Buiucani din anul 1989. Это то, что я сказал в начале передачи, когда мы обратили в том числе 16-этажный на Кале Ешер, 16-1, то, что я говорил, есть целый ряд таких зданий, которые должны быть регулярно проводиться технический осмотр не специалистами при мэрии, чтобы пришел господин Грозавый или господин главный архитектор или исполняющий обязанности, например, премьер посмотрел, хорошее или нехорошее, должно производиться ультразвуковое сканирование этого здания. Государственная инспекция в строительстве и Инчеркон, который имеет специальное оборудование для этого. Но они вам сразу скажут, что у нас денег для этого не предусмотрено, и начнутся словесные отмазки. Da. Vreau punctul dumneavoastră de vedere, domnul Lupașcu. Haideți să pornim. Destul de interesant mi s-a părut răspunsul la cea din urmă întrebare adresată domnului Toporeț. Pe de o parte ziceam avem inspecția tehnică, pe de altă parte cel puțin domnia sa nu cunoaște cazuri în care au fost demolate. Este o discrepanță de iure și de fapt o a realității noastre? Da, evident că este. Că vedeți că totuși când se începe procesul ăsta de concluzionare, atunci se încep mișcări, diferite mișcări, că totuși hai să facem documentație, poate să fiți mai moale, poate chestii, și evident că intră în joc și coruperea persoanelor celea care răspund pentru rezolvarea sau nerezolvarea acestei probleme.
Și în sfârșit vreau să vă spun că dacă noi n-as facem reguli în inspecția de stat în construcții, atunci, într-adevăr, noi așteptăm încă diferite cazuri de acest gen. Deseori auzim de la concetățenii noștri că există o birocrație atunci când urmează să începe o construcție așa. Iată, vreau punctul de vedere a unui specialist în domeniu. E greu să obții toate actele necesare? Să vă zic sincer, da. Nu e ușor. Trebuie să investești pentru documente destul de mulți bani. Dar așa e peste toată lumea. Că documentele trebuie să fie perfecte. Și din cauza aceasta să prelungește acest termen. Am în vedere că trebuie să fie avizele pozitive și de la pompieri, trebuie să fie avizul pozitiv și de la diferite inspecții, cum ar fi și apă canal, cum ar fi gazificarea, etc. Adică toate documentele acestea, într-adevăr, ele necesită pregătire și coordonare. Și după ce faci toate coordonările și primești documentele respective, atunci poți primi și autorizarea de construcție. Evident că tot depinde de obiect. Dacă obiectul mai mic, poate să nu fie atâta treabă să ai cu diferite avizuri și așa mai departe. Dar dacă totuși un complex întreg acolo, da, într-adevăr, necesită. Fără a arunca piatra în curtea nimănui, vreau să vă întreb, există fenomenul corupției pentru a obține, cel puțin percepția dumneavoastră subiectivă? Eu cred că există. Că din cauza aceasta și vedem cum se dezvoltă orașul. Da. Domnule consilier, vreau să ne spuneți ce se întreprinde, iată, pentru a pune capăt acestei fără de lege atunci când vorbim despre construcții ilegale din Chișinău, și vreau în același context să ne spuneți dacă există, nu știu, o strategie pe termen mediu, să nu zic pe termen lung, de conservare a edificiilor istorice și a zonei vechi a orașului, pentru că până la urmă este cartea de vizită. Remarcați și dumneavoastră, practic în fiecare sector v-ați confruntat cu construcții ilegale și cu modificări de fațadă care nici de cum nu au fost coordonate cu cineva. Смотрите, значит, с 2015 года у нас уже достаточно такой богатый опыт борьбы с незаконным строительством. Говорить о глобальных планах на будущее у нас не было возможности до сих пор, потому что нам надо было сначала решить те проблемы, которые есть. Вот сейчас в связи с новым большинством в парламенте, новым правительством появились вот эти возможности. И вот мы буквально до вашей передачи встречались с Владимиром Болей, представителем от блока КУМ, который вышел с законопроектом о моратории на строительство. На наш взгляд, это не очень корректное, скажем так, решение. Мы поделились нашим опытом, сказали, как, наверное, более правильно это сделать. Здесь очень много проблем. Здесь нужно вносить изменения в законодательство, госстроинспекция обязательно. Госстроинспекция, чтобы вы понимали, они фактически инспекция без полномочий. У них забрали очень много функций. Да. По надзору за незаконным строительством передали функции притурам. У притуры единственный специалист, это главный архитектор притуры, который один человек в притуре, он что-то хоть чуть-чуть соображает в области строительства и архитектуры. Но у него нет регламента, как применять, каким образом штрафовать. Таким образом, у нас сейчас в области незаконного строительства фактически юридический вакуум. Необходимо изменять законодательство о кадастре, о госстроинспекции, о выдаче авторизации. Вы знаете, что сейчас, если раньше надо было в обязательном порядке уведомлять государственную инспекцию о строительстве, о начале строительных работ, то сейчас застройщик не обязан это делать. Госстроинспекция, она должна сама поехать и посмотреть, он начал строиться или не начал строиться. Да. Это все было специально изменено, в первую очередь, либералами и с помощью демократической партии, для того, чтобы облегчить жизнь застройщикам. Ну, это господин Дырды занимался. Думаю, Одинцов, starea de lucruri cu blocurile de locuit este relativ, hai să zic, clară. Iată, astăzi în ședința guvernului, doamna Sandu solicita ca toate clădirile, în special școlile și grădinițele, să fie inspectate. Cunoașteți cazuri atunci când școlile, grădinițele, instituțiile de menire socială au fost sau sunt avariate și reprezintă, nu știu, un pericol? Было, если вы помните, детский сад на пересечении улиц Деляну и Николай Костин на Баюканах, который
Этот детский сад потом был, к сожалению, приватизирован, продан. Там сейчас строится многоэтажное здание. Так там в связи с тем, что этот детский садик находился в оползневой зоне, там действительно были трещины, там были вопросы с этим детским садиком. В большинстве случаев детские садики находятся в замечательном состоянии. Школы то же самое, за исключением тех школ, которые построены в 1953-1951 годах. Это первые школы, которые, большие школы, которые строились в Кишиневе. Вот, естественно, надо, необходимо, у них, как правило, вот, ну, я выпускник 4-й школы телецентра, сейчас Титу Майореску, у них перекрытия между этажами идут деревянные, то есть они до сих пор деревянные. То есть какое состояние этих перекрытий? Это надо вскрывать пол, чтобы делать техническое изучение. Есть у Министерства образования такие деньги или нет, мы пока не знаем. Da, domnul Lozovan, eu vreau pe final de emisiune, iată, probabil mai avem două minute la dispoziție, să vorbim pe de o parte de aspectul psihologic pe care au al trăi acești locatari, pe de altă parte să ne vorbiți despre faptul dacă administrația publică locală este cea care ar fi trebuit să ia măsuri ca să nu se ajungă la prăbușire și în cele din urmă starea de lucruri oarecum să fie sub control. Nu, zadar mă întrebam și pe doamna Lozovanu dacă mai sunt blocuri similare în acest oraș. Haideți să pornim de la aspectul psihologic. Evenimentul de ieri ar putea contribui la faptul că acești locatari să nu-și mai dorească niciodată a trăi într-un bloc? Da, el poate să afecteze și psihologia omului. Evident că, da, eu chiar am auzit, mi se pare, da, că sau prin internet sau undeva, da, am auzit că deja locatarii care locuiau la etaj, ei au zis, gata, eu mă dezic să trec iarăși în blocuri. Da, îi mulțumesc lui Dumnezeu că au rămas în viață. Da, da, el mulțumește, dar totuși el deja spune că numai decât de a mă trec pe pământ. Da. Adică afectul acest, el este. Este. Vorbim despre celelalte blocuri aflate în situații similare sau cel puțin cu risc. Ce ar trebui să facă, iată, acum toți cei care sunt prezenți acolo la fața locului, începând de la cei de la situații excepționale și terminând cu administrația publică. Nu, cum și-a zis doamna, că sunt așa blocuri în Otaci și asta înseamnă că trebuie să facă inspectarea, specialiștii în domeniu și să concluzioneze ce într-adevăr se întâmplă, în ce stare se află clădirea respectivă și ce măsuri trebuie să întreprindem pentru ce că să aducem casa la, sau blocul locativ la un normal, situație normală. Dacă sunt suficient de documentată, o primă fază într-o construcție este aspectul de geodezie. Da? Da. Respectiv, iată, dacă ar fi să concluzionăm și ceea ce spunea doamna, că mai sunt blocuri similare, am putea concluziona, nu știu, că cei de la geodezie nu și-au făcut suficient de bine meseria sau solul de acolo nu permite construcția în acea regiune? Vedeți că și aici s-a vorbit despre ce e că undeva, iată și domnul, da, Alexandru a spus că unde se găsea grădinița aceea, se numea că acolo e teren nefavorabil pentru construcție. Și acum se construiește un bloc locativ pe terenul respectiv. Vă dați seama că asta tot poate duce mai târziu sau mai devreme la un efect negativ. Ce se referă la geologia, da, despre care noi vorbim acum? Într-adevăr, putea să, iată, ploile acestea abundente care au trecut la noi, putea să așeze teritoriul, să așeze pământul respectiv. Și asta putea să aducă la gravitatea situației. Eu nu cred că geologia, da, este principalul factor, dar totuși. Domnul Lopașcu, domnul Odințov, vă mulțumesc din suflet pentru prezența la această emisiune și pentru părerea pe care ați exprimat-o. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți fideli, contribuiți și dumneavoastră la adresarea întrebărilor către cei care sunt prezenți în studio. Eu vă urez o seară bună alături de Accent TV.